Un medic stomatolog ne spune, de exemplu, cum obținem acel zâmbet strălucitor de Hollywood. Hmm? Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Sorina, ce înseamnă mai exact albirea dentară? Este un proces de cosmetizare, de înfrumusețare, prin care practic deschidem nuanța dentelui natural. Cum se efectuează această albire? Există mai multe modalități? Da, ea se poate efectua fie în cabinet, fie acasă. Dacă vorbim de acasă, vom folosi de obicei gutiere care conțin fie dinainte un gel de albire, fie ni se oferă separat și îl distribuim noi în gutieră. Cu ele dormim sau stăm câteva ore în măsura în care avem acest timp pe zi, timp de 7 până la maxim 14 zile, în general pacientul se oprește în momentul în care este mulțumit de rezultat. În cabinet facem albirea de obicei cu agenți de albire, cum ar fi peroxidul de hidrogen, în diferite concentrații, de la mai puțin puternic până la cel mai puternic. Putem folosi sau nu laserul. Ce rol are laserul în albirea dentară este de a potența și de a accelera rezultatul. Asta înseamnă că, printr-un proces de ridicare a temperaturii, el va determina ca procesul de albire să se întâmple mai repede și mai evident. Trebuie să avem grijă însă să nu abuzăm, pentru că această creștere a temperaturii interne, inclusiv a dintelui și a pulpei dentare, poate da și sensibilități reversibile pe viitor. Care ar fi pașii pentru acest procedeu? În primul rând este indicat ca înainte de albire pacientul să fi făcut și un detartraj, adică să lucrăm pe un mediu curat. Verificăm dacă pacientul nu are carii, dacă nu sunt obturații incorrecte sau incomplete și putem să ne apucăm de procesul de albire. La ședința propriu-zisă vom aplica în primul rând o substanță care are rolul de a izola gingia, asta ne permițând practic gelului să se scurgă pe gingie pentru că el arde. După care aplicăm gelul de albire și pacientul va petrece un maxim de o oră, ca și interval de timp, în scaun. Când vom vedea rezultatul? Culoarea o considerăm stabilă la 7 zile post-procesul de albire, atât în varianta în cabinet, cât și acasă. Există mai multe grade de albire? Există mai multe nuanțe de dinți și în funcție de aceasta și rezultatul albirii. Aș vrea să atrag însă aici atenția asupra unor iarăși mituri, cum că noi am putea garanta că putem albi dinții X nuanțe. Sincer, nu prea așa. Este un proces personal, individual, care se întâmplă în mod diferit la fiecare pacient. Post-procedură există anumite reguli de respectat? Trebuie să evităm complet orice înseamnă lichide colorate. Mare atenție, deci se numește vin alb. Vinul este galben dacă ne uităm la el în pahar. Deci toți coloranții sunt de evitat în următoarele 7 zile post-albire. Cât de mult timp ne putem bucura de acest efect de albire? Aici depinde foarte mult de mediul de viață. Dacă pacientul consumă cafea, ceaiuri, dacă suntem fumători, durata de viață a procesului de albire va scădea. Așa că o medie aș spune că în jur de 2 ani de zile ar trebui să avem un rezultat mulțumitor. Se spune că albirea dentară ne creează o sensibilitate dinților, dar ne poate distruge inclusiv smalțul acestora. Este un mit sau un adevăr? Este un mit. Există contraindicații. În fapt, contraindicația reală a albirii dentare este hipersensibilitatea. Dacă avem un pacient cu hipersensibilitate, nu este bine să facem albirea pentru că există riscul să-i accentuăm aceste probleme. Altfel, asupra smalțului, singura substanță cu care noi putem acționa este una mai dură decât el, și anume diamantul sau carburândul din care sunt făcute frezele noastre. Deci nu distrugem smalțul, dar atenție la sensibilități. De asemenea, dacă există retracții gingivale, nu vom aplica niciodată gelul de albire pe suprafața rădăcinii, fiindcă iarăși riscăm să creăm probleme. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Bun, am rezolvat cu dantura. Sperăm că v-au fost de folos aceste informații.